Datele din ultimii 5 ani arată că Moldova importă 25% din bunuri din Rusia, Ucraina și Belarus. Declarația aparține șefului Asociației de Afaceri Moldoruse, ex-președintele Igor Dodon. Acesta contrazice reprezentanții guvernării care spun că Moldova nu va suferi foarte mult din cauza stopării importurilor din cele trei țări. Potrivit lui Dodon, acum cel mai mult sunt afectați agricultorii moldoveni, care se confruntă cu două probleme majore: prețurile pentru îngrășăminte și carburanți. Igor Dodon a scris pe rețelele de socializare că țara noastră este strâns legată din punct de vedere comercial de Ucraina, Belarus și Rusia. Pentru anumite tipuri de produse, dependența Republicii Moldova depășește și 80%. Produse din industria alimentară noi importăm în medie de 350 de milioane de dolari anual, iar jumătate din ele sunt importate din Ucraina. 33,4%, Rusia 13,2% și Belarus 2,3%. Cel mai vulnerabil suntem la importul produselor de mărărit, care anual sunt realizate în volum de 24 de milioane de dolari, dintre care 83% sau 19,7 milioane sunt din aceste trei țări, constată Igor Dodon. Cea mai mare problemă este acum insuficiența îngrășămintelor, care sunt extrem de importante pentru lucrările de primăvară, continuă președintele Asociației de Afaceri Moldoruse. Noi importăm anual îngrășăminte în volum de 75 de milioane de dolari, dintre care 75% din Federația Rusă. Prețurile la îngrășămintele minerale au crescut de 5-7 ori într-un singur an. Fără intervenție imediată riscăm să compromitem lucrările de primăvară și să punem în pericol asigurarea populației cu alimente și alte bunuri de primă necesitate, a mai scris Dodon. Criza fertilizanților și a produselor fitosanitare este recunoscută și de președintele țării, Maia Sandu, care promite că autoritățile vor veni cu ajutoare în acest sens. Eu cred că guvernul o să vină în viitorul apropiat cu măsuri pentru a susține, în special, fermierii mici și mijlocii, pentru ca ei să poată să înceapă lucrările de primăvară, în contextul că prețul la măturină este foarte înalt, prețul la fertilizanții este înalt și fertilizanții sunt deficit. Din cauza războiului nu pot trece pe teritoriul Ucrainei. Știți că foarte mulți dintre ei erau, deci acești fertilizanții erau cumpărați din Federația Rusă. În această ordine de idei, fostul șef al statului Igor Dodon amintește că Moldova depinde enorm de Est și la capitolul resurse energetice. Anual, Moldova importă carburanți în volum de 780 de milioane de dolari, iar 45% din Rusia, Ucraina și Belarus. Gazele naturale sunt importate în volum de 100% din Federația Rusă, iar energie electrică pe malul drept și stâng al Nistrului este produsă pe baza gazului rusesc și respectiv asigurarea depinde de Federația Rusă, mai notează Igor Dodon.